Mă numesc Emilia Grinciuc, pensionară din satul Călugăr, Raionul Fălești. De când am ieșit la pensie, m-am apucat mai serios de lucrurile care mi erau drag în tinerețe, dar doar nu mi-ajungea timp să mă ocup. Am terminat permuțele care erau începute de mult și nu avem din lipsă de timp, nu erau terminate. Am cusut la nepoțică, am brodat o bluziță națională, fiindcă foarte îmi sunt dragi aceste lucruri. Nu pot să spun că mi-este drag numai un lucru. Tot ce e frumos îmi place. Ultimul timp mă ocup la mașina de cusut. Nu cos lucruri mășcate, dar repar lucrurile din gospodărie. Și sfătui pe toți cei care au de gând să iasă la pensie să mai învețe o meserie în afară de profesia pe care o au, fiindcă la bătrânețe este nevoie de ocupație și altfel trece timpul. Sunt Mihai Grinciuc, vârsta 70 de ani, satul Călugăr. Când împlinisem 60 de ani, mulți îmi spuneau că ei să schimbi multe când mergi pe bătrânețe. Ceva, parcă nu ne ajunge. Dar parcurs, mi-am amenajat un atelier de lucru. Dimineața lucrez în agricultură până la ora 10-11. Pe urmă, când soarele se ridică, vin aici în atelier, mă ocup mai mult cu lemnul. În prezent, iată, fac o căruță, o mini căruță, să spunem noi, decorativă, pentru ca să-l adaug un obiect în muzeul personal care îl avem noi în gospodărie. Orice vârstă e frumoasă, s-o trăim din plin.